Iată-l pe Coadio. Lovitura de cap la vinclu. Ocazie centrarea lui Coadio și cap lumbar al lui Voituș. Rochion! Senzațional șutul. Va fi corner. Minge deviată. Ce gol era să marcheze fostul jucător al FCSB-ului Robert Ion. Atel pe Ion, se debarasează de adversar, tează apoi de la... Refer, desigur, la fani politehnicii. Centrarea are mult efect, boară transversală. A treia boară a acestei reprize. 2-1 la acest capitol pentru... Mi s-a părut că a fost un jucător de la Poli care a lovit acea minge, nu? Da, de văzut ce va reuși Cătălin Hlistei. Jucător foarte important din lotul Politehnicii. Matiș bate cornerul și este ocazie pentru Unirea Dej. O ieșire greșită a portarului Iancov, n-a ajuns la minge. A fost, cred, o ciocnire acolo, probleme pentru Plămadă și nu dau seama care este, cine este jucătorul Unirii Dej.